Pe 28 mai, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, a avut loc o activitate prin intermediul căreia elevilor li s-au prezentat avantajele învățării unei limbi străine încă din școală. La acest eveniment au luat parte 6 persoane din domenii diferite de activitate, care le-au vorbit elevilor despre importanța studierii unei limbi străine. Organizatoarea acestui eveniment a fost Ioana Dochia, profesoară de limba engleză la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. Aceasta a explicat că evenimentul are rolul de a îndemna elevii să învețe o limbă străină încă de mici, prezentând avantajele studierii limbilor străine, precum și dezavantajele necunoașterii acestora. Evenimentul de astăzi este intitulat Career Business of Learning a Foreign Languages. Mulțumită invitațiilor noștri care au răspuns afirmativ invitației, o să le vorbească elevilor despre beneficiile de a învăța o limbă străină, cât și despre dezavantajul de a nu vorbi o limbă străină. Avem invitați din mai multe domenii de activitate, dat fiind faptul că rolul profesorului nu este doar cel de a transmite informații pe care aceștia doresc să le asimileze, ci și de consiliere, orientare, ghidare. Încercăm să-i ajutăm cât mai mult posibil, să-i pregătim pentru viața de după liceu. Avem 100 de participanți în sala de ședințe a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară și 6 invitați în organizații diferite, inclusiv ONG-uri. La acest eveniment, pe lângă specialiști din domenii diferite de activitate, a fost prezentă și o elevă de 12 ani de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava, care cunoaște 6 limbi străine și care le-a împărtășit elevilor prezenți din experiența sa. Prima limbă străină pe care am învățat-o a fost germana, odată cu româna, de la vârsta de 5 ani. În clasa 0 am avut norocul să fiu învățată germană de o profesoară foarte bună, Matei Camelia, care fără ajutorul ei nu aș fi ajuns să vorbesc la stadiul de a da examene foarte importante și grele și îmi doresc să nu o dezamăgesc. Engleza, o limbă foarte importantă, am reușit să dau Cambridge-ul, un examen foarte complet și important, cu ajutorul profesorului meu de engleză, Ioana, care m-a susținut mereu, și cu ajutorul părinților mei, și tot ce am ajuns eu să realizez până acum, este cu ajutorul lor. M-a susținut în toate ideile, chiar de a și învăța rusa și chineza, unde, da, avansez, pentru că asta îmi place. Și sper ca pe viitor, visul meu de a deveni o profesoară foarte bună și de a avea cea mai mare școală din România de limbi să devină